frunzuliță verde, lămâiță, mult mi-e draga mea fetiță. Azi la anie i-a prins o floare, cu drag îi fac o urare. Frunzuliță verde, lămâiță, mult mi-e draga mea fetiță. Azi la anie i-a prins o floare, cu drag îi fac o urare. La mulți ani îți spun, fetița mea. Doamna Cristina, bună ziua! Suntem de la compania Surprize de Vis și astăzi avem pentru dumneavoastră așa o frumoasă surpriză la această aniversare, cu un buchet de trandafiri pentru dumneavoastră, așa, un coșuleț cu fructe la fel pentru dumneavoastră și o sticlă de șampanie pentru masa de sărbătoare. Eu o pun aici până când. Vreau să vă întreb cum credeți, de la cine este surpriza? De la soț. Să știți că avem și o felicitare și vedem împreună din partea cui? Draga noastră, vrem și noi să te felicităm cu prilejul zilei de naștere. Îți dorim tot binele din lume, să ai parte doar de clipe senine, momente cât mai frumoase și pline de bucurii. Să fii mereu tânără, frumoasă, sănătoasă, iubită, stimată, prețuită, înconjurată doar de persoane dragi sufletului. Realizarea scopurilor la infinit, împliniri frumoase, să ai parte doar de momente și clipe de neuitat, să obții ceea ce îți dorești cu adevărat, căci doar aceasta este singura cale spre împlinire, realizare și fericire. La mulți ani, cu drag din partea mamei și surioarei! Vă las și felicitarea. O să le puteți transmite aici ceva. Mulțumesc din suflet. Te lipsesc foarte mult aceste momente, dar vă iubesc foarte mult și vă mulțumesc și cu surioara mâine ne vedem. Foarte rău cu mama, să ne vedem în curând. Mulțumesc, vă iubesc mult, mult! Muncesc numai pentru tine, să-ți fac zilele senine. La mulți ani îți spun, fetița mea, astăzi este ziua ta. Să ai parte doar de bucurii, de necazuri să nu știi. La mulți ani îți spun, copilul,